Following Jesus and having faith in Jesus and trusting in Jesus means more than saying the right words. It means acting on what he says. Your faith has brought you this far. And now you need to follow what he says in Matthew 28:18-20. Și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. You have an opportunity this week to tell your friends and neighbors about the evangelist exercise this week. Aveți posibilitatea ca în această săptămână să spuneți tuturor prietenilor și cunoscuților despre lucrările evanghelice în această biserică. I pray, and that my prayer is, that there will be many people come to know our Lord Jesus Christ this week in your evangelistic services. Mă rog și cred că foarte mulți oameni vor veni și vor cunoaște pe Domnul Iisus în timpul săptămânii care va urma. Thank you very much. Amen. Și am vrea să lăsăm ca inimile noastre să fie motivate ca și noi să ne unim în aceeași cântare de laudă, aducându-i cinste și glorie Domnului nostru Iisus Hristos din toată inima.